Delegația clubului Dani San Salău a participat la ediția din acest an a Cupei României și a Campionatului Național și a obținut rezultate foarte bune, câștigând 5 medalii de aur, 9 de argint și 32 de bronz. Pentru sportivii antrenați de Dan Kiș urmează Campionatul European din Cehia, programat în perioada 16-19 noiembrie. Ediția din acest an a Cupei României de Karate Duo, versiunea VSF și a Campionatului Național de Sanbon Sobu, un sistem de kumite care se încearcă a fi implementat și pe plan național, a avut loc la finalul săptămânii trecute la Târgu Secuiesc. La cele două evenimente a fost prezentă și o delegație a clubului CS Dani San Salău, condusă de antrenorul Dan Kiș, care a participat și în calitate de arbitru. Sportivii prezenți la cele două evenimente au concurat la 450 de probe, iar karate ca de la CS Dani San au obținut la final 5 medalii de aur, 9 de argint și 32 de bronz. Delegația zeloană a fost alcătuită din Dan Kiș, Mihail Kiș, Andrei Kiș, Darius Goron, Samuel Bența, Eric Sava, Nogi Robert, Andrei Creț, Alexandru Kende, Luca Moldovan, Marc Viți, Andreea Kende, Ștefania Costia, Sebastian Stejan și Ariana Dalia. Se vede și din ceea ce am obținut. Am luat în total... adică 5 medalii de aur, 9 de argint și 31 de bronz. Sigur că acum diferența dintre locul 1 și locul 2 este foarte subțire, să zic așa. Și poate de multe ori meciurile pentru locul 3 au fost mult mai grele decât pentru locul cel mai bun, pentru locul 1. Da, până la urmă copiii s-au descurcat până la urmă bine, zic eu, și ce să zic, acum urmează încă un hop pentru noi, campionatul european din Cehia. Până la urmă, pentru mine asta a fost punctul cel mai forte, acolo vreau să fie băieții pregătiți la cel mai înalt nivel și pentru ei asta a fost un test. Așa, ca să zic, încă un test de fapt. Pentru sportivii clubului Dani San Salău urmează Campionatul European de Karate Duo, versiunea VSF, programat în Cehia în perioada 16-19 noiembrie.